Poliția municipiului Câmpul Lung a fost sesizată prin apel la numărul de urgență 112 de către o persoană din comuna Mihăiești. Aceasta acuza faptul că angajatul barului pe care îl deținea a fost tâlhărit de două persoane. Ne-am deplasat la fața locului, lucrătorii Biroului Investigații Criminale. Am făcut cercetări, ocazie care pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că cele sesizate inițial nu se confirmă. În realitate, barmanul împreună cu doi buni prieteni și totodată foști colegi de liceu au plănuit în amănunt așa zisa tâlhărie. Respectiva tâlhărie a fost un scenariu aranjat inclusiv de partea vătămată, respectiv barmanul, și de cei doi autori, doi tineri din comuna Schitul Golești, județul Argeș. Presupuși atacatori, frați gemeni de altfel, pentru a părea totul destul de real, au pătruns în incinta barului cu cagule pe cap și înarmați cu o sabie și cu un baston de cauciuc. Aceștia l-au amenințat pe angajatul barului, au schimbat direcția în care erau fixate camerele de luat vederi și au plecat cu aproximativ 25 de milioane lei vechi și două cartușe de țigări, urmând să împartă prada frățește a doua zi. Am desfășurat în continuare cercetări și am reușit să recuperăm prejudiciu în valoare de 2500 de lei. Li s-a aprobat activitatea infracțională, reținându-se în sarcina lor comiterea 3 infracțiuni. Ulterior, datorită comiterea acestor infracțiuni, față de ei s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, deci atât partea vătămată cât și cei doi autori. Se pare că tinerii au recurs la acest scenariu pentru a face rost de bani să petreacă sărbătorile de iarnă. Scenariul a ieșit atât de bine încât următoarele 24 de ore vor sta după gratis. Aceștia sunt cercetați pentru furt, de lapidare și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, riscând să stea după gratii cel puțin 4 ani.